Captură impresionantă de țigări în sudul țării. Trei bărbați au fost reținuți în seara de 29 spre 30 iunie bănuiți de tentativă de contrabandă. Oamenii lege au depistat 33.900 de pachete cu țigări în valoare de circa 800.000 de lei. Se pare că cineva i-a apărut pe bănuiți polițiștilor de frontiere, care împreună cu ofițerii Serviciului de Informație și Securitate au reținut suspecții în flagrant. S-a stabilit că cei trei au vârstele cuprinse între 22 și 51 de ani, sunt domiciliați în raionul Cahul și au antecedente penale. Dacă ar fi reușit să transporte țigările în România, aceștia le-ar fi vândut acolo cu prețul de 1.600.000 de lei, de două ori mai scump decât le-au procurat pe teritoriul țării noastre. În rezultatul reținerii, oamenii lege au ridicat automobilul, autocamionul și barca gonflabilă pe care bărbații intenționau să o folosească la comiterea infracțiunii. Totodată, cele aproape 34.000 de, de pachete cu țigări au fost indisponibilizate. Acum cei trei bărbați urmează a fi audiați de procurori, după care se va decide asupra necesității aplicării arestului preventiv și a sechestrului mijloacelor de transport. Amintim că infracțiunea de contrabandă se pedepsește cu pușcărie de la 4 la 10 ani.